Trecem la un alt moment. Toate momentele, veți vedea, rând pe rând, vor fi extrem de emoționante. Îl invit alături de pe scenă, alături de mine, pe domnul profesor doctor inginer Nicolae Vasile, membru titular al Academiei de Științe Tehnice, cercetător, inventator, fost director general al Institutului de Cercetări și Proiectări Electrotehnice, fost președinte al Asociației de Standardizare și al Consiliului Științific CNR-CME. În aplauzele dumneavoastră, domnule Vasile. Bună ziua! Am o sarcină foarte grea aici în seara asta. Eu de obicei vorbesc mult, dar acum trebuie să vorbesc foarte puțin despre cineva despre care aș putea să vorbesc foarte mult. O să vedeți la sfârșit. Istoria acestui om pe care aș vrea să-l cunoașteți, poate mulți îl cunoașteți, dar și mai bine, începe de atunci când mulți dintre dumneavoastră nu erau născuți. Adică este cel care a fost implicat decisiv în proiecte majore ale cercetării și economiei românești, care astăzi ar fi numai vise frumoase pentru cercetătorii de astăzi și pentru economia românească. Încep, o iau cronologic. Este cel care a început povestea surselor regenerabile de energie în România. Înființa în 1976 stația de cercetări pentru surse regenerabile de la Agigea. 1976. În 1979 era unul dintre cei care semna procesul verbal de recepție a primei linii de metrou din România. Cu o poveste întreagă, când lui Ceaușescu era frică să vină la inaugurare. Mai târziu, este cel care a fost implicat în gândirea și execuția parțială a părții electrice a platformelor marine de foraj, care știți că pentru România a fost un succes deosebit. Și mai e încă un proiect major pe care l-a început cam prin anii 80 și a continuat extraordinar după aia, e vorba de automobilul electric. Știți că cercetări de automobil electric cu sprijinul foarte mare al cuzinilor Dacia s-au făcut de dinainte de Revoluție și bănuiesc că știți și dumneavoastră că alături de energie, automobilul electric este unul din domeniile în care România nu e în ultimele locuri în UE. Acesta este automobil electric. Și nu în ultimul rând, un lucru legat de oameni. Acest om și-a riscat pielea. Până anii 80, când s-au blocat orașele mari la repartițiile studenților și când vârfurile studențești nu mai ajungeau în marile orașe, pentru că așa era decretul nu știu care de atunci, până 1981, și-a făcut pe dracu un patru să aducă în continuare studenți valoroși la institutul pe care îl conducea. Ulterior, de-abia mi-am dat seama ce risc a făcut acest om. Mă număram printre cei care am intrat în acest institut în acest fel. E, doamnelor și domnilor, omul despre care vorbesc este academicianul Florin Teodor Tănăsescu. Îl invităm alături de noi, pe scenă, pe domnul Tănăsescu. Putem să mai aplaudăm o dată pentru meritele și pentru realizările de o viață ale domniei sale. Domnule ministru, onorată asistență, mulțumesc Energy Invest pentru distinția pe care mi-a acordat-o și care mă alătură într-un fel galeriei de energicieni români care cu tezanță, înțelepciune au făurit ceea ce este astăzi sistemul energetic. Eu sunt electrotehnician. Am intrat într-un institut care s-a înființat în 1950.
Am lucrat în el din 1955. Deci, practic, într-un fel, pot să fiu un cronicar al lucrurilor care s-au întâmplat în acea perioadă până astăzi. Institutul a apărut ca urmare a planului de electrificare. Îmi permit să fac această precizare, pentru că sunt mulți în sală care poate mai puțin cunosc această istorie și sunt tentați câteodată să considere că planul de electrificare a fost plan făcut după 1945. Este fals, pentru că planul de electrificare a fost gândit de cei de Bușilă, energeticianul dumneavoastră și al nostru, al electrotehnicienilor, care la Congresul de la Iași în 1921 stabilea direcțiile planului electrificare, care tel chel a fost asimilat după 1950. Este foarte interesant cum a fost gândit acest plan de electrificare. Spuneam că institutul a fost înființat în 1950, dar tot în 1950 a fost înființat ISPU. Într-o gândire logică, ISPU trebuia să facă sistemele energetice, ICETU, Institutul de Cercetări Electrotehnice, trebuia să fie acela care în fabricile care începeau să construiască, trebuia să asigure echipamentele sistemului. Am trăit istoria, pot să spun epopeea dezvoltării, în gând de la 6 kV s-a ajuns la 440, în care Institutul de la Jucării a început să participe la livrarea de echipamente pentru hidrocentralele de la Bicaz, mai departe pentru Aval, pentru Gârleni, Pângărați. Profesorul Nicolau era în Consiliul Științific al Ministerului Energiei și consultant permanent pentru porțile de fier. A crescut odată cu sistemul, a livrat echipamente și împreună cu Craiova a fost acela care a furnizat majoritatea echipamentelor de care sistemul avea nevoie și care bănuiesc că în momentul de față sistemul energetic încă mai tânjește după ele. Am cunoscut mulți constructori ai sistemului energetic. Pe Călin Mihăileanu, pe Adrian Georgescu, pe Hermina Albert, pe Gleb Drăgan, pe mulți din cei necunoscuți, dar care practic și-au adus o contribuție la dezvoltarea domeniului. Onorată asistență, vreau să-mi iertați emoția, dar vreau să încep cu ceva ce am întâlnit într-o piesă a lui Bertolt Brecht. El spunea că se văd oamenii care sunt în lumină. Astăzi poate m-am văzut eu, dar poate sunt mii de oameni nevăzuți care, într-un fel oarecare, au contribuit la dezvoltarea sistemului energetic. Această distinție se răsfrânge în mod fericit și asupra lor. Mi-ați mai făcut și o bucurie. Cel care m-a prezentat astăzi, poate exagerându-mi anumite calități, a fost și cel care m-a urmat la conducerea unui institut pe care l-am condus mai bine de 30 de ani, care și-a dus cu modestie eforturile la dezvoltarea sistemului energetic și care îmi exprim speranța că va continua mai departe să ducă tradiția institutului, pentru că lucrul pe care vreau să-l remarc, că în tranziția de după 1990 a preluat această navă a Institutului Electrotehnic și printre cifuri a dus-o mai departe și este astăzi în stare să mai participe alături de
energeticeri la dezvoltarea sistemului. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumim și noi! Felicitările noastre!